Mariupol până acum câteva săptămâni era mândria Ucrainei. Acum este un oraș asediat, un oraș în care viața pare să fi dispărut. Între timp, salvatorii ucraineni încearcă să șteargă urmele dezastrului produs de război. NATO estimează că între 7.000 și 15.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului. Prin comparație, Rusia a pierdut aproximativ 15.000 de soldați în 10 ani în Afganistan. Un înalt oficial militar al NATO a susținut că estimarea alianței se bazează pe informații din partea autorităților ucrainene, pe ceea ce Rusia a eliberat intenționat și nu pe informații colectate din surse deschise.